Salut! Vreau să vă filmez azi un șasiu de Ducato. Vreau să vă arăt un opțional pe care l-am tot comandat pe mașini și numai n-am apucat să-l filmez pentru că mașinile mergeau prea repede la carosat și nu mai puteam să vi-l arăt cum trebuie. Este opțional 4GM, care pe Ducato Cabinato, normal, nu pe Maxi, înseamnă suspensie ranforsată spate, cu arcuri cu foi duble și bară stabilizatoare suplimentară pe puntea spate. Să începem de aici din spate să vă arăt ce și cum. Aici puteți vedea și partea de la roata de rezervă pentru cei care sunt curioși cum arată un șasiu de Ducato pe dedesubt. Și o să vă arăt și partea de punte. În cazul ăsta o să aveți aici o bară stabilizatoare suplimentară. Asta nu e standard la toate mașinile. O puteți vedea aici. O să mergem să vă filmez și din partea cealaltă. Și foile de arc, le vedeți că au marcajul galben pe ele. Deci sunt versiunile de suspensie ranforsată. Să vedeți și cum arată prinderea. Vedeți că și telescoapele sunt ușor mai groase. Și aici aveți suplimentar prinderea pe punte. Haideți să mergem să vă arăt și de dincolo. Să vedeți cum arată. În mare parte am vrut doar să vedeți partea asta de suspensie, pentru că în momentul în care mașina se carosează e foarte greu să o mai filmez, pentru că bineînțeles vine carosarea peste și atunci e mai greu. Așa, aici puteți vedea senzorul de uzură plăcuțe pe spate și cam așa arată bara stabilizatoare. Haideți să încerc să vă o filmez cumva în așa fel cât să o vedeți cât mai bine. Aici este ea prinsă în șasiu cu două șuruburi. Cam asta a fost partea de 4GM, opționalul 4GM, suspensie ranforsată pe Ducato șasiu. Dacă aveți nevoie de informații, simțiți-vă liber să ne scrieți în comentarii. Vă mulțumesc și vă doresc toate cele bune. Salutare!